Este posibil să avem probleme cu pensiile și salariile în condițiile în care acciza pe carburanți nu este aplicată. Sunteți de acord cu astfel de viziune? Este o declarație sub formă de interpretare a unei astfel de probleme. Pentru ministrul al finanțelor, și un leu, dacă nu intră la bugetul de stat, este o problemă. Deci, ca să răspundă foarte direct la întrebarea dumneavoastră, valoarea accizei la nivel nominal care va fi încasată în jur de 3-5-600 de milioane de euro este infimă raportat la anvelopa salarială și de pensii. Adică, altfel spus, nu are cum să influențeze capital plata salariilor și pensiilor din România. Păi și atunci, de ce ministrul de resort a mințit astăzi public, prin intermediul presei, o țară întreagă, domnule Glăculescu? Nu aș putea spune că este vorba despre o minciună, ci despre o interpretare fiscal-bugetară pe care orice ministru de finanțe dintr-o țară civilizată o face. Doamna ministru nu cunoaște cifrele din buget? Încă o dată, nu cred că trebuie pusă problema de felul acesta. A fost într-adevăr o exagerare. Nu sunt amenințate nici pensiile, nici salariile. Sau e o manipulare a opiniei publice în campanie? E o manipulare a opiniei publice în campanie, că totuși pensionarii nu vor dormi liniștiți și poate domnul Victor Ponta știe că va pierde electoral prin introducerea acestei taxe și atunci doamna ministru a vrut să-l salveze și a vrut printr-un lucru mult mai grav. Cred că până la urmă este o declarație scoasă din context. Încă o dată, salariile și pensiile nu sunt amenințate de scoasă din context de cine? Pentru că noi am urmărit declarația și o vom mai urmări o dată, pentru că vreau să o mai vadă încă o dată telespectatorii. Și chiar așa, domnule Blănculescu, câteva secunde rămâneți alături de noi în legătură, pentru că ar fi bine și pentru telespectatori, pentru toată lumea, să mai vedem o dată declarația, să înțelegem dacă e scoasă din context. Vă rog, colegi, să o vedem încă o dată pe doamna Petrescu, ministrul de Finanțe. Domnule Blănculescu. Da. Eu cred că la momentul respectiv se gândea la bugetul consolidat, la bugetul de stat consolidat și, într-adevăr, dacă raportăm bugetul la orice element de, să spună, consum, fie că vorbim salarii, vorbim de pensii sau de ore altceva, sigur că... Domnule Blănculescu, sunteți un specialist în domeniu. Acum putem face așa o declarație gândindu-ne că poate și eu mă gândesc la geografie și trebuie să vorbesc despre istorie. Vreau să-l întreb eu pe domnul Blănculescu ceva. Eu vreau să spun două lucruri înainte să vă gândesc. Deci doamna Tatoiu știa la ce se gândea Ioana Petrescu când a făcut declarația și vă rog să o lăsați să ne spune că aveți viziuni extatice. Ia spuneți, doamnă. Bună seara, Monica Tatoiu. Este o problemă de flux de cash la ora asta, apropo de încasările devansate în minus, nu în plus? Devansate în minus. Deci eu spun categoric. E o problemă de cash flow în limbajul nostru al oamenilor care știu de bani. Dar devansate în minus. E o problemă de cash flow? Dar devansate în minus nu există. Eu spun categoric, nu mai ales să discutăm de un prim trimestru dintr-un an. Deci n-am putea să spunem că este periclitat bugetul. Deci încasările la buget sunt conform prognozelor? Sau ele vor veni după ce e termenul de plată al pensiilor? Asta înseamnă cash flow. Din informațiile mele, nu cred că sunt probleme deosebite și cred că extrapolăm prea mult. Noi vorbim despre o declarație a unui oficial. Dacă doamna ministru a spus că fără acești bani nu se plătesc pensiile și salariile, iar domnul prim-ministru a fost în Parlament și a spus că se vor reduce contribuțiile sociale cu 5 puncte procentuale. Pe ce s-a bazat primul ministru? Că poate îl credem pe ministrul de finanțe. Da. Că situația e critică. E iar primul ministru a dat asigurări că vor fi reduse acele contribuții asta sociale. Înseamnă că ori primul ministru abar nu are și situația e proastă, situația bugetară, ori ministru nu știe ce are în buget. Sau în nu, mă rog, trebuie să-mi
Deci eu cred, pentru a evita orice tip de interpretări, să acceptăm că este o interpretare greșită. A ministrului. Este a ministrului, da. Deci neîncasarea accizei pe carburant în totalitate nu ar putea să conducă la neplata salariilor și pensiilor în România. Da, dacă pornim de la domnul Blănculescu, cu tot respectul Tudor Barbu, își permite să vă oprească o secundă din ce spuneți. Vă cunosc de prea mult timp și vă respect și profesionalismul și bunul simț pe care știu că le aveți. Nu încercați, că n-aveți cum, dumneavoastră n-aveți nicio vină, că astăzi România a asistat la o manipulare de proporții făcută de cabinetul Ponta printr-unul dintre cei mai importanți miniștri, ministrul de finanțe. O secundă. Manipularea constă în faptul că doamna, domnișoară ce e, cu subiect și predicat a spus națiunii române nu numai că nu se plătesc pensiile și salariile dacă nu băgați acciza. Așa. Situația este un pericol. Un mare pericol. Domnul Blănculescu, din păcate, se află într-o postură jenantă de a încerca să pilească pe la colțuri o manipulare oribilă. O greșeală. Nu știm dacă e manipulare sau greșeală. Radu, nu are nicio legătură. Că poate este doar o greșeală. Dacă are, într-adevăr, cum spune ministrul, o legătură cu salariile și cu pensiile, înseamnă că suntem pe fundul sacului. N-are o problemă. Dar nu are, cum bine a spus domnul ministru Ialomițeanu, într-o mare de 100 de miliarde să vorbești de două ca și cum n-ai mai plătit pensiile și salariile, să fii domnule nebun Blănculescu, sau manipulator. Acum, în contextul ăsta, dumneavoastră, ce credeți că ar trebui să facă guvernul pentru a corecta dacă este vreo greșeală sau pentru a recunoaște dacă este vreo manipulare, cum spune domnul Tudor Barbu? Pentru că eu mă gândesc la oamenii care se uită la televizor și îl văd pe ministrul de finanțe spunând că există un pericol în plata pensiilor și salariilor dacă nu va fi dată această acciză. Ia citește. Dacă nu s-ar colecta această acciză, citesc, ar putea fi mari probleme, sunt 2 miliarde. Punct. Așa a spus ministrul. Ar putea fi. Nu, și spune aia, nu se intră instantaneu. Nu se plătesc salariile și pensiile. Spune doamna, cu subiect predicat, ce dracu, doamne, iartă, m-am auzit tot. Și zice există că pensiile să nu se mai plătească pensiile și salariile, mi-am notat, e întrebarea jurnalistului și doamna răspunde da. Nu vreți să mai vedeți o dată înregistrarea dată de popu? Da, eu am o transcriere, da. Bun, o să mai vedem o dată înregistrarea. Da, adevărul, domnule, uite aici, da, domnule, ducem puțin pentru. Vă rog, dacă puteți să-mi răspundeți la întrebare, ce ar trebui să facă guvernul acum, pentru că evident că o astfel de declarație generează tensiune. Premierul să-și asume un punct de vedere oficial, să spună dacă într-adevăr sistemul de pensii și salarii din România este în pericol. Vă rog, domnule Blănculescu, vă ascultăm. Deci, eu cred că ministrul finanțelor trebuie să-și asume această declarație greșită, nefericită și regretabilă care a generat demisie. Și noi ar trebui, dacă se întâmplă acest lucru, să oprim această avalanșă de exagerări. Adică demisie, domnule Blănculescu? Nu demisie, deci nu e vorba de demisie. Este o greșeală tehnică. Ați asuma o astfel de manipulare la nivelul ministru, înseamnă demisie, înseamnă mandatul pe masa premierului. Dar nu pun problema politică, nu e bine. Am înțeles. Domnule Blănculescu, mulțumesc foarte mult pentru...